Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. La microfon Daniel Săuca. Astăzi l-avem ca invitat pe domnul Cristian Ionescu, vicepreședinte al de Sălaj. Bună ziua și bine ați revenit la emisiunea noastră, am înțeles, după 4 ani. Bună ziua tuturor. Într-adevăr, după 4 ani. V-ați întors în politică. I'll be back, ca să zicem. Da, deci am putut să revin în politică, pentru că 2 ani de zile, practic, am fost funcționar public, n-am făcut politică și chiar mi-era dor. Ați rămas în zona liberală, o zonă liberală, să spunem, dizidentă, cu toate că, din punctul de vedere al ALDE, e zona autentic liberală. Singura zonă liberală. Deci, o declarație riscantă. Nu, este o declarație riscantă pentru că m-am tot gândit și m-am uitat la foștii mei colegi și am văzut că, de fapt, sunt numai o siglă liberală. Atât. O siglă sub care se ascund niște figuri nu prea populare și nu prea îndrăgite de poporul român. Și multe figuri. Bun, dar și în Sălaj totuși am mai rămas liberal, să le spunem așa, autentic. În PNL. Mi-e greu să nominalizez. Te ziceți că acolo e altceva. Mi-e greu să nominalizez și vreau să spun cu toată tăria că la vârful conducerii liberale din Sălaj nu găsești liberale autentici. Fugi liberali. Spun în conducere. Deci toți au fost trași pe linie moartă. Bun, cum am fost trași eu la un moment dat. Bun, ați ales această cale sau o nouă cale, să spunem așa, politică, o construcție în jurul lui Călin Popescu-Tăriceanu, în combinație cu domnul Constantin de la fostul Partid Conservator, care la rândul lui s-a rupt pe o aripă Voiculescu, să spunem. Sunt o felul de frământări aici pe această zonă și în privința afilierii la familiile politice europene, sigur că și PNL-ul e la popular, ALDE a rămas la ALDE. Da, corect. ALDE a rămas la ALDE. Și asta probabil că se datorează și prieteniei sau unei bune colaborări a președintelui Călin Popescu-Tăriceanu cu Grahanu. Probabil. Dar și datorită afinității liberale a noastră către europeni, către liberali europeni. De ce v-ați întors în politică? A zis că vă era dor, da? În afară de dorul ăsta de a face politică. Deci mă simțeam oricum inutil. Neavând, deci politica este un forum de dezbatere unde poți să ieși, să spui ce gândești, ce vrei să faci. A fost o perioadă când eram în Partidul Național Liberal, când mie, efectiv, mi s-a interzis ieșirea pe media. Deci mi s-au tăiat toate canalele. A urmat o perioadă de funcție publică în care legea nu mi-a permis să ies. Și poate că după 3 ani normalitatea și cum să zic, inima mi-a dat un impuls așa să intru din nou în politică. Lângă o parte din foștii colegi din Partidul Național Liberal. Și aici pot să-l amintesc pe Mirel Tavăș, care am fost ani de zile împreună. Și la un moment dat a sunat, vezi, vrei să vii cu noi? Pot și vin. Asta a fost răspunsul meu. De ce s-a întâmplat acest divorț, să spunem, între mai mulți membri ai PNL în Sălaj? Nu știu. Deci am făcut o greșeală capitală la un moment dat. Deci noi am avut vocația asta să aducem în partid oameni de import, să-i punem pe funcții importante, să-i susținem pe anumite candidaturi și n-a fost o idee bună. Gândiți-vă ce s-a întâmplat și la nivel național. Singurul candidat
care putea fi să ajungă candidat liberal, care putea să ajungă președintele României, era Crin Antonescu, care știți foarte bine ce s-a întâmplat. La un moment dat era o discuție ca să-l susținem pe Călin Popescu-Tăriceanu la candidatura la președinția României. L-am adus pe Stolojan și ne-am ales cu Băsescu. Și aici, la nivel local, s-a întâmplat. Nu mai dau nume, bun, dar le știți foarte bine. Începând cu Petrică Durcău. Și de acolo tot oameni de import am avut. Bun, dar până la urmă, domnul Iohannis, ca reprezentant al PNL, a ajuns președintele României. O victorie a PNL. Da. Cred că mulți care l-au votat sunt dezamăgiți. Și o și spun mulți. Deci nu confirmă marea așteptare a românilor. Părerea mea. Nu știu. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan, astăzi cu Cristian Ionescu, vicepreședinte al de Sălaj, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Sălaj, fost vicepreședinte în PNL, un om cu o experiență destul de importantă în politica sălăjană, care iată s-a întors în politică din perspectiva ALDE, o alianță încă neformată sau un curs de formare. Da. Noi am trecut prin multe experiențe, am avut multe experiențe de fuziune, de alipire de partide și la nivel național și la nivel local, ca și Partid Național Liberal, până am ajuns la, am constituit un partid mare. Dar întotdeauna nucleele au fost niște nuclee de oameni nu neapărat interesați de ciolan, să spunem. Și au fost oameni sufletiști, oameni care s-au regăsit într-o anumită gândire și s-au asociat în Partidul Național Liberal. Gândiți-vă totuși, acum nu vreau să fac, să deschid o listă sau să... cum arăta Partidul Național Liberal în anul 2000 la nivel de Sălaj. Deci era un partid cu oameni. Acum... referitor la situația în care suntem cu constituirea ALDE. De fapt, am avut un congres cu o conducere bicefală, cumva, sau poate nu, cu un președinte și un președinte executiv. Nu știu, nu cunosc foarte bine la nivel național ce se întâmplă. Știu că ne-am bazat pe mulți lideri și oameni importanți din Partidul Conservator care n-au achiesat la construcția ALDE. Au mers în altă parte. La nivel de județ mi-e greu să dau 5 nume de conservatori pe care ne-am putea baza în această construcție. Oricum, poate că nu-i cunosc eu și o să-i cunosc cu timpul. Oricum, vă pregătiți, bănuiesc, ca și toate celelalte partide pentru alegeri de anul viitor. Este un nou an electoral. Deja se simte acest lucru. Bănuiesc că vreți să vă puneți sau să aveți candidați pentru, și pentru consilieri locali, județeni, primari, viceprimari, etc. Da, sigur. Și se lucrează. Încercăm să reconstruim. Mai sunt și pe scheletul foștilor liberali, pe scheletul fostelor structuri liberale, pentru că au fost mai mulți marginalizați din Partidul Național Liberal. Filiala Sălaj, nu știu, că au fost buni, că au fost răi, au fost oameni care au stat lângă partid ani de zile, au adus voturi, au adus imagine Partidului Național Liberal și la un moment dat cineva s-a debarasat de ei. Era, poate că era bine să fim toți împreună. Și eram un partid mai puternic, mai competitiv, mai frumos, spun eu. Autoritate politică, moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ponta nu a fost
fost votată, în continuare o să mergem sau o să mergeți cu guvernul Ponta? Eu pot spune că n-a fost moțiune de cenzură împotriva guvernului Ponta și nici n-a fost. A fost o moțiune de cenzură împotriva premierului, a primului ministru Victor Ponta. Și atât. Nu s-a discutat altceva decât o posibilă infracțiune pe care ar fi comis-o domnul Victor Ponta în perioada când n-avea nicio treabă cu guvernarea României. Când era un simplu avocat. Sau era un jurist angajat, un avocat angajat la o firmă care oferea servicii acelei firme. Deci mi se pare total aiurea ce s-a întâmplat. Deci să faci moțiune de cenzură împotriva unui om. Moțiune în care nu s-a discutat decât de marea rușine a României, premierul României Victor Ponta. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnul Victor Ponta ar trebui să-și dea demisia? Nu, nici vorba. De ce? Pentru că eu cred totuși că acest dosar pe care îl instrumentează procurorii DNA la ora actuală este un dosar politic făcut strict pentru a îl înlătura pe Victor Ponta de pe poziția de premier al României. Și trebuie să-și dea demisia. Trebuie să ajungă în fața instanței și instanța să spună, e vinovat sau nevinovat. Deci prea cusută cu aripii, prea subțire ața și la vedere. Bun, dar vorbim de independența justiției, de lupta împotriva corupției, de toate celelalte lucruri. Dacă o fi domnul așa. Hai să fim serioși. Păi, te legi de premierul României în condițiile în care sunt oameni care au devalizat, ți-au luat milioane de euro și nu se leagă nimeni de ei, nu are nimeni treabă cu el, cu ei. Deci te legi de un om în condițiile în care instituțiile statului anterior acestei începeri a urmăririi penale au spus, domnule, omul ăsta n-a greșit cu nimic și a plătit dările la stat. Ce se... Mi se pare chiar tendențioasă toată treaba și cu un scop. Bun, sunt opinia noastră, eu nu pot decât să afirm, să vedem ce va spune justiția, instanța. Da, păi dacă nu o să ajungem și o iară, că am afectat independența justiției și mai știu ce alte lucruri se pot spune despre noi. De ce? Nu, deci asta se vede. Eu nu n-am afectat. Cine face justiția? Cine face actul, ultimul act de justiție? E al judecătorului, nu? Procurorul face un rechizitor și trimite în judecată. El, practic, procurorul acuză, avocatul apără. Judecătorul decide dacă este vinovat sau nevinovat. Trebuie să ajungem acolo. Ce s-ar întâmpla dacă după ce domnul Victor Ponta, să zicem, își dă demisia, este judecat, este declarat nevinovat. Unde este justiția? Nu și dacă va fi invers. Dacă va fi invers, va fi demis probabil sau și va da demisia mai mult ca sigur, dacă va fi invers. Bun, suspiciuni cel puțin în mass media sau o anumită parte a mass media și înspre domnul Călin Popescu Tărician, care ați văzut în această săptămână. Speculații sau nu? Da, cred că sunt speculații de plăiesă. Nu pot să comentez deocamdată. Ce-am văzut eu? Un denunțător și atât. Deci, nu știu. Bun, mergem mai departe, tot în actualitate politică. Liviu Dragnea, destul de probabil președintele PSD, adică ar fi culmea să candideze singur și să iasă pe locul 2, să zicem așa. Cum priviți această schimbare oarecum de macaz în PSD? Interesantă. Dar cred că ei la un moment dat, nu știu, mă duc eu bine aminte că au o decizie la nivel național a unui congres sau unui for de conducere al PSD-ului că cei care ocupă funcții administrative nu mai ar trebui să se retragă de pe funcțiile politice și invers? Cred că au ținut cont de această decizie veche a lor, nu? Parțial.
Cred că asta, Dragnea este un, cum să zic, un om care a trecut, e hârșit și în politică și în administrație. Da, cred că va fi un președinte bun al PSD-ului dacă nu va avea și el altă problemă. Bun, cam toată lumea are probleme. Și nu-i normal. Și nu-i normal că sunt problemuțe, cum a spus un celebru personaj bucureștean. Deci nu sunt probleme mari, sunt găselnițe, chichițe. Acum să fim serioși, toți puteam, oricare am făcut campanii ani de zile, puteam fi acuzați de ce a fost acuzat Dragnea, nu? Bine, nu la nivelul ăla. El avea o funcție pe vremea aia foarte mare în stat. Și se presupune că s-a folosit, cât ar fi adus, referendul a spus multe atunci. Oricâți oameni ar fi adus el, dar n-a putut nici să aducă sute de mii și să-i forțeze să voteze și într-un anumit probabil fel. Că nici morții, așa cum se... Și nici morții, asta e o poveste. Ironică, da. În asta. E o poveste. Că pe listele electorale mai sunt și dintre cei trecuți în lumea de dincolo, ei nu votează. Mai scapă, nu sunt reactualizate la timp, dar nu cred că au fost fraude în ultima perioadă. Fraude electorale. Își va schimba PSD strategia? Se va schimba partidul la vârf? Greu de spus. Dintr-un partid, deci din fostul FSN, FDSN, dintr-o descendență iliesciană să se transforme într-un partid mai modern, mai suplu, mai... Deci mai altfel decât a fost în ultimii 15-20 ani. Eu consider că s-a transformat în ultimii ani. Deci PSD-ul de astăzi nu mai este PSD-ul din anii 90, de PDSR-ul sau PSD-ul din anii 2000 chiar. Deci este alt partid. Și acum, să fim serioși, toți tineri ăștia s-au făcut comuniști, ăștia nici nu erau născuți pe vremea comunismului. Noi sunt mulți tineri în PSD. Ce discutăm? Ce... că sunt comuniști. Nu sunt comuniști. Nu au mai rămas, dar în toate partidele sunt comuniști. Să fim serioși. Ce? În PNL nu sunt? Sunt destui. Sunt mulți membri de partid chiar. Da. Membri de partid. La ce discutăm totuși? Dar ei au puterea și... fac întotdeauna presiune, îi ia-s comuniștii și arată către PSD. Tot legat de moțiune, UDMR a votat moțiunea de cenzură și frumos. Și imediat domnul Mirel Taloș a declarat sau a cerut demisia subprefectului de Salaj. O declarație oarecum surprinzătoare pe a domnului deputat. Mi se pare normal ce a făcut. Nu poți să fii cu fundul în două luntre și la guvernare și totul să faci opoziție. Subprefectul este unul dintre reprezentanții guvernului în teritoriu, da? Și deci să guvernezi, că nu e singurul subprefectul de Sălaj. Sunt mult mai mulți. Sunt secretar de stat, care știu și din Sălaj, subsecretar de stat, care totuși guvernează, iau decizii, nu? Să spui că ești în opoziție. În condițiile în care ai oameni la guvernare. Ok. Ar trebui foarte frumos, dar probabil că mai aproape de alegeri își vor retrage o parte din ei și vor spune, da, suntem în opoziție, ne-am retras și oamenii și cu asta basta. Facem opoziție, ne lipim de ceilalți, probabil. Așa văd lucrurile, în condițiile în care au fost singurii care au votat cu PNL-ul împotriva guvernului, nu? Radio Transilvania Zalău, rotisorul politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan. Astăzi vă reamintesc cu Cristian Ionescu, vicepreședinte ALDE Sălaj, și ALDE este la guvernare, într-un fel. Nu? Da, ALDE este la guvernare, are doi miniștri, are secretar de stat, subsecretar de stat. În Sălaj nu are nimic, probabil că o să aibă un viitor apropiat. Cum apreciați noastră guvernarea? Deci guvernarea Ponta sau guvernarea PSD sau... principală PSD. Aș spune un singur lucru, o guvernare profesionistă.
afirmație riscantă. Nu este riscantă. Pentru față de celelalte guvernări, și Tăriceanu a avut o guvernare bună, dar părerea mea este că mai bună guvernarea PSD de acum. Acum, cu cât trece timpul, înaintăm în democrație, căpătăm experiență, tinerii vin din spate cu cunoștințe, cu mai multă determinare, cu mai multă rigoare. Și e normal să mergem spre bine. Poate că și PNL-ul, dacă guverna sau dacă va guverna, va avea o guvernare bună. Deși mă uit la ce oameni promovează în vest. Bun, dar noi avem de a face totuși cu un soi de heirupism electoral. Astăzi se anunță majorarea cu 25% a salariului la medici, la alte categorii de oameni ai muncii li se majorează cu 12%, la alții cu 5% și peste toate vrem să avem o lege unitară a salarizării persoanelor. Totuși, nu credeți că greșiți. E chiar lipsă de profesionism aici? Nu, greșiți cu heirupismul, pentru că guvernul ăsta a trebuit să aducă salariile la nivelul care au fost înainte de tăierea celor 25%, da? A trebuit să plătească datoriile la femei și au ajuns acum, în prag de campanie electorală oarecum, să poată mări și salariile la medici. Exodul ăsta al medicilor în vest nu-i benefic pentru România. Deci trebuie găsit o soluție. 25% e chiar aproape nesemnificativ. Și nu știu cum cu 25% vă putea să țină medicii în țară. E o salarii ca și magistrații. Ar fi, nu știu. Poate că ar fi normal. Nu, ar fi normal să-i lase să câștige. Să câștige cât pot. Și știți foarte bine că pot câștiga. Cei buni. Pot, dar nu într-un sistem legal. Nu, într-un sistem legal. De ce? Deci se întâmplă ca și în vest, cu contracte, îmi pui spitalul la dispoziție, eu îți plătesc o chirie, mă duc, operez, banii săi mei, care-i problema? Nu? Se poate și așa. Dar vor și profesorii mai mulți. Păi ce o să facem? Păi toți vor și noi vrem mai mulți bani, dar cât ne ține curat, putem da și putem avea pretenții. Pretențiile sunt mari, întotdeauna sunt mari, da. Nu poți și într-o gospodărie. Vrei să faci multe, dar faci cât te țin balamalele, cât poți. În condițiile în care România a avut de plătit niște datorii, niște datorii făcute fără cap la un moment dat. Poate dacă nu erau făcute atunci, poate dacă nu erau tăiate salariile, poate eram într-o situație, eu sunt convins, într-o situație mult mai bună, la ora actuală. Se întoarce Băsescu în politică sau deja s-a întors? Nu știu. El îi credeau că au scăpat de el. Nu. Acum să fim serioși. El dorește, dar după ce a făcut omul ăsta în România, nu cred că... Ba da, poate că există un nucleu dur de băsiști, dar să se întoarcă în politica mare, eu nu-l mai văd. Deci nu-l mai văd în politica mare. Și după ce ai fost președinte, să încerci cu chestii... Deci, cred că sunt niște tertipuri și niște încercări de a scăpa de problemele lui mari. Că, sigur, dar se văd de la o poartă. Intru, mă fac președinte de partid, candidez, poate și câștig, poate reușesc să fentez justiția, nu știu. Nu cred. Am trăit 6 ani în București și cunosc mentalitatea bucureșteanului. Îi el mai golănaș așa și poate că ar accepta modul de a fi al lui Băsescu și l-ar mai vota, dar nu. Să ajungă primarul Bucureștiului sau pe funcție importantă, nu cred. Sunteți într-o coaliție de guvernare în care, cred eu, nu vă simțiți foarte confortabil, cel puțin în preajma unei perne. Acum, UNPR-ul este partenerul PSD-ului, nu partenerul nostru. Noi suntem acolo, ne simțim, nu știu, deci e greu de... Nu vreau să comentez.
Întotdeauna am criticat traseismul și oportunismul, pentru că, să fim serioși, nu? Pentru asta este. Câți parlamentari au fost aleși pe listele, din partea UDPR-ului, pe listele USL? Bun, mergem mai departe la situația politică locală. Cum vedeți candidații pentru anul viitor? Știți că se fac de speculații. Încă nu există candidați desemnați. Eu sunt numai... Idei de candidați. Idei de candidați. Nu știu, nu văd nicio figură nouă și asta mă îngrijorează oricum. Nu există suficiente rezerve de cadre, ca să folosim expresia asta comunistoidă? Nu. Deci au fost așa, deci niște nuci bătrâni cei care au condus partidele până acum și n-a crescut nimic să vină. Aproape că nimic. Asta e o mare problemă. Este o mare problemă. Este o mare problemă. Poate că e vremea cum îi schimbă întinerirea clasei politice. Cred că ar trebui să dăm drumul puțin la lupii tineri. Dacă există. Probabil că, nu știu, ar exista. Pentru mulți politica nu e atractivă și neatractivă am făcut-o noi, ăștia, care am făcut politică până acum. Să fim serioși. Trebuie să ne asumăm și noi greșelile. Deci politica la ora actuală nu mai este atractivă din niciun punct de vedere. Nici măcar din ideea că te folosești de politică, de vehiculul politic, ajungi în administrație și faci ceva benefic pentru comunitatea din care provii, pentru prieteni, pentru oamenii apropiați, pentru toată lumea. Deci nici măcar atât, părerea mea. E trist, da? Destul de adevărat. E o fundătură pentru ceea ce numim clasa politică, cu siguranță, dar totuși trebuie să avem alegeri, trebuie să alegem primarii. Eu vă spun cinstit, n-am crezut că... Deci sunt un pic, nu un pic, sunt mult mai detașat față de ce am fost când aveam funcție și eram angrenat trup și suflet în Partidul Național Liberal. Văd un pic din afară și mi se pare nu chiar ok, nu, ce am făcut și ce facem în continuare. Deci nu știu, trebuie să schimbăm ceva și trebuie să găsim o soluție ca într-adevăr partidele și administrația să conducă România, dar cu oameni de un anumit nivel, de anumită competență. Nu am văzut un reportaj cu o individă care era propusă, nu știu pe unde, mare șef, așa, cu 6.000 de euro salari, care spunea că o să învețe. Trebuie să ducă la școală. Să învețe și după aia să vină un CV redutabil ca să ocupe funcția. Nu? Deci nu e în regulă nici. Deci partidele nominalizează, părerea mea, nu știu, poate că unii, deci selecția pe care o fac partidele pentru cei din administrație nu-i cea mai ok, nu-i cea mai. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan, astăzi cu Cristian Ionescu, vicepreședinte al de Sălaj. S-a schimbat ceva în Sălaj în 4 ani de când n-ați mai fost prin politică, în bine, în rău? Da, s-a schimbat. S-a schimbat. Au fost o seamă de proiecte europene, deci proiecte finanțate prin fonduri europene care au ajuns la finalitate și arată destul de bine. O parte din drumuri, o parte din clădiri, nu le nominalizez pe toate. Proiecte la care, cu care Sălajul au
deci a avut un... Ce-a avut succes. Proiecte bune, zic eu, gândite bine, care au schimbat viața sălăjenilor. Nu știu, poate că și părerea mea e și întotdeauna a fost. Poate că Zalău ăsta ca și capitală de județ, ca municipiu, putea să arate mai bine. Putea să arate mult mai bine. Ca și capitală de regiune? Da. O să pun glumiți. S-a discutat despre asta la un moment dat, da, și chiar da, intens. Da, s-a discutat. Zalău putea deveni capitala regiunii de Nord-Vest. Deci avem o poziționare perfectă. Ar exista și blocații ca să adăpostească instituții regionale. Da, nu știu. E greu să te bați cu Oradea, să te bați cu Bihorul, să te bați cu Clujul. Între timp nu se mai discută nici despre regionalizare, nici despre descentralizare. Subiecte, oricum, de campanie electorale trecute. Poți să discuți asemenea subiecte când clasa politică îi calată să facă ceva și se înțelegă. USL-ul a fost o structură care putea să facă, să realizeze lucrurile astea. Dar nu știu ce s-a întâmplat. A fost un interes, cred eu. Un interes să se destructureze USL-ul, să... pentru că erau multe de făcut, și regionalizarea, și modificarea Constituției, și multe proiecte ale lor din campanie care trebuiau finalizate. În momentul când s-a rupt, n-au mai avut susținere suficientă în Parlament și Parlamentul a căzut iar așa într-o letargie din aia totală, că asta îi, să fim serioși. Nu auzim că se votează o lege importantă sau că se face ceva important în Parlament. Din păcate. Aproape de finalul emisiunii noastre, încă două, trei întrebări. Care credeți că sunt șansele ALDE la nivel național și în salariu, în special? Noi ne-am făcut așa un calcul, că am putea atinge un maxim de 10%. Am putea cu multă inteligență și multă muncă. Dar e greu. E greu pentru că nu știu, poate nu avem suficienți oameni, nu știu. Dar în teritoriu treaba merge destul de bine. Sunt oameni care vin spre noi și îi așteptăm pe cei care nu o să aibă loc pe listele PNL-ului. Deci chiar îi așteptăm și vă spun că vor rămâne oameni valoroși în afara listelor. Suntem deschiși să-i primim și să facem campanie cu ei. Sunt vechi liberali, vechi pediști, pedeliști. Deci sunt oameni care au o anumită expertiză și nu mă dau în lături să vă spun că ne vom folosi de ei. Mai este posibilă refacerea vechiului PNL? Vechiul PNL niciodată. Deci vechiul PNL nu mai există. Deci a rămas o siglă sub care, v-am spus, sunt alți oameni cu altă gândire, cu altă orientare europeană. Nu cred. Pe mine mă deranjează că sunt anumiți indivizi de la vârful PNL-ului care i-au înjurat pe brătieni și tot pe toți liberalii an la rândul și acum vorbesc foarte frumos și se dau urmașii brătienilor. Să fim serioși. Totuși. Deci până acolo am ajuns. Deci noi nu cred. Poate că vom construi o altă alternativă liberală puternică pe ce suntem acum, pe scheletul ăsta. Da. Și efectiv nu se mai poate reveni sau... Deci sigla a fost o siglă desfințată, reînființată sau... La final, dacă dumneavoastră vreți să spuneți ceva, să sublineați ceva, vă rog.
nu știu. Important e să fim optimiști că lucrurile se vor îndrepta și să avem foarte mare grijă când punem ștampila. Să ne uităm și la oameni, și la partidele care îi propun, și la ce au făcut ei în decursul vieții. Și probabil că sunt convins de asta, că ar trebui să mergem mai mult către generația tânără. Să încercăm să-i aducem în politică, să-i motivăm, să le demonstrăm că politica nu e așa urâtă cum o văd ei. Vă mulțumesc, domnule Ionescu, pentru participarea la o nouă ediție a misiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. La revedere! La revedere! Mulțumesc și eu!